Pe lângă cei care au pus întrebări acum, îi așteptăm și pe cei care o să pună întrebări acum, când va fi sesiunea de Q&A, unde îl invit pe Cristian Ignat. Yeah! Dragul meu! George Maikovski, hai că nu-i numai de pe PC. E Alexandra. Ok. Am vrut să fie sesiunea de Q&A special pentru PPC, dar după aia am zis că mi se pare mult mai normal ca în cazul în care întrebările despre PPC merg și în zona de SEO, să avem și reprezentanți specialiști în zona de SEO. Eu am... plus de asta, nu neapărat. Plus de asta, am făcut ultima prezentare și subiect. Adevărul e că mi-a plăcut. Mai mult decât atât, am câteva întrebări la care cred că și ei au un răspuns. O să sparg gheața cu o întrebare, după care vă aștept pe voi să adresați întrebări vis-a-vis de noutățile care sunt în zona de PPC Marketing și SEO, Search Engine Marketing, în 2014. Prima întrebare. Cum funcționează Pepper? Cum vedeți evoluția soluțiilor de segmentare comportamentală în 2014? Cei care nu sunt... Câți dintre voi ați fost urmăriți de bannere după ce ați vizitat o anumită proprietate web? Super, excelent. Câți dintre voi ați desfășurat campanii ca să urmăriți oameni care au vizitat anumite proprietăți web? Ok, bun, perfect. Și atunci, întrebarea este de bun augur. Încă o dată. Cum vedeți evoluția soluțiilor de segmentare comportamentală în 2014? Mult mai complex, să zicem așa, față de 2013, evident. În primul rând, am putut foarte mult să conectăm servicii de marketing cu multe alte servicii conexe, cum ar fi, de exemplu, marketizator, care îți oferă foarte multe informații, pe care mai apoi poți să targeți utilizatorii în funcție de ceea ce îți răspund ei, ar fi o variantă. De asemenea, extinderea e-marketingului și pe Facebook, fără third party, fără AdWords și Perfect Audience. Dă-mi voie să opresc un pic și să întreb, câți dintre voi știți de marketizator și de soluție? Pentru cei care nu știu despre marketizatori, e o soluție care asistă în creșterea ratei de conversie prin comunicarea cu audiența în momentul când audiența ajunge pe site-ul tău. Da? Prin survey-uri, dacă audiența vrea să părăsească site-ul, atunci îi pune un soi de pop-up, dar nu e pop-up, e cu JavaScript, un grey box acolo, îi apare și zice ceva. Și atunci noi putem să marcăm audiența respectivă și să o urmărim. Deci putem stabili în funcție de eventul pe care îl facem, care îl definim. Exact. Și revenim la întrebarea ta. Da. De asemenea, un alt trend, să spunem, pentru 2014 ar fi remarketingul pe alte canale. Ok, merge foarte mult pe CDN, dar hai să facem remarketing pe YouTube, de exemplu. Da, unde va avea un post și mai mare, da? Ca eu să te remarketez pe tine, da? Printr-un in-stream video, da? Pe utilizatorul care a ajuns pe site-ul meu. De exemplu, ne-am jucat un pic, noi la WebDigital, cu o campanie pe YouTube, am primit feedback pozitiv, am avut parte de PR pozitiv, nu practic, da? De media gratuită pentru acel anunț pe care l-am făcut noi pe lista de remarketing, da? Cei care au intrat pe WebDigital, i-am remarketat pe YouTube și am primit foarte mult feedback pozitiv. Nu știu câte dintre voi ați auzit, ați văzut adul cu skipat. Apasă, da. Câte dintre voi ați văzut adul cu nu da skipat? De la WebDigital. Până la capăt. Okay. Până la capăt. Până la capăt. Până la capăt. Ok. Ceilalți probabil că n-ați intrat pe WebDigital. acest video. Oricum, ideea e că am avut cam de 5 ori o rată de skip, de 5 ori mai mică față de o campanie obișnuită. Ceea ce a fost un test reușit, pe care mai apoi o să încercăm și pe clienții noștri.
Deci aceasta ar fi unul din trendurile legate de targetarea psihosociodemografică și comportamentală mai mult. Comportamentală mai degrabă. Să extindeți canalele, da? Ok, toată lumea... Dă-i și lui Cristi microfon. Într-o secundă. Toată lumea simte fugărită de penele pe GDN, da? Haideți să nu mai fugărim pe GDN, haideți să... Da, fugărim și pe Facebook. Da, hai să fugărim și pe Facebook sau hai să fugărim și pe YouTube. Un impact mult, mult mai mare. Dar nu devine enervant la un moment dat? Devine enervant dacă nu pui un capping pe vizualizări, într-adevăr. Dacă lași la afișare liberă, dar să te vorbim câte ori zi, într-adevăr devine enervant și atunci mi-ai zis că va dea skipper. Sau, da, dă voie, sau vreau să intervin și eu, există și situația în care schimbi abonții. În momentul în care schimbi abonții, deja lucrurile sunt diferite. Mai avansat, există situația în care poți să marchezi utilizatorii care au venit din campania de remarketing și să excluzi pe cei care au venit din campania de remarketing. Și atunci poți, astfel poți să nu mai îi stresezi, să nu mai fugărești pe toți cei de YouTube, de pe toți. Hai, ok, da. Acum... Mi se pare mult mai relevant să vezi că ai zis că să nu mai fugărim pe toți. Nu mai folosiți cuvântul ăsta cu fugărim, că e un pic, are o conotație așa. Hai să ieși o soluție, dar n-am înțeles. O soluție este ca cei pe care îi fugărim, da? Și-au dat click în întreg, asta i-au fugărit, să vină așa ca din popor, da? Pe site-ul în final, zic, băi, ok, să scap de ăsta, m-am neprit cu oferta lui 10% discount, hai să intru pe site, da? Poate l-a cumpărat, sau poate a cumpărat, dar în momentul în care a intrat din campania de remarketing, eu să-l marchez ca fiind utilizator care a intrat, practic, a doua oară pe site, din campania de fugărire, da, de utilizatori, și astfel să-l exclud din audiență, da? Eventual, mai târziu, peste o lună, îți mulțumesc că totuși, deși te-am fugărit foarte mult, ai ajuns la mine pe site. Promit că nu o să te mai fugăresc atât de mult și o să găsesc metode mult, mult mai interesante de targetare. Cum ar fi să-l fugărezi pe YouTube? Ok, mulțumesc. Hai. Stai. Ai zis de YouTube? De fapt să faci un mic de instrument pentru că vezi articolul, mai vezi de exact. Cum mai vezi exact. Într-o... După ce multiple de Facebook, da? Da, adică să-i faci un traseu foarte ușor, vezi din ce faci. Tu provii din marketingul tradițional, nu? Tu ai background offline, ca să zic așa, da? Am și înțeles. Mai nou, am văzut la AdRoll opțiunea de marketing pe Twitter. Mă rog, m-am înscris la o listă de așteptare. Sunt foarte curios să văd ce s-a putea întâmpla acolo. Dar vedem pe 2014. Da, asta e un subiect care îmi place foarte mult, de fapt, cu frequency capping și cu cât de mult se urmărește. Am scris și un articol pe tema asta. Eu personal nu folosesc frequency capping, mai vin unii clienți care le spun, băi, nu mai nebunim oamenii cu benele astea și eu întreb de ce. Că nu, pe bune, de ce să nu-i nebunești? Și am un exemplu pe care l-am dat de, cred că foarte multe ori la prezentări, cel cu Q4. Cât de voi și aduc aminte de reclama aia cu fereastra făcută să reziste, să reziste. Da. Mai atât? Adică dacă vă pun reclama, sigur. Ok? Când am intrat ei atunci pe piață, sunt convins că au investit foarte, foarte mult bani. Adică foarte mult bani. Pentru că o vedeam aproape tot timpul la TV. Indiferent de momentul în care deschideam TV-ul și era o pauză publicitară, apărea Q4 și ferestre făcute să reziste, să reziste, să reziste. Și aici cred că ține foarte mult de percepția consumatorului, care nu este asupra brandului și a produsului, ci este asupra reclamei. Deci, eu nu cred că cei care vedeau reclama de la Q4 în perioada în care ei erau foarte agresivi și au spus, băi, nu o să-mi iau niciodată ferestre făcute să reziste, să reziste, să reziste. Și chiar nu cred că și-au fost problema așa, sau nu o să-mi cumpăr de la Q4 pentru că ferestre sunt făcute să reziste, să reziste, să reziste. Cel mai probabil percepția lor era asupra reclamei în sine, care era frustrantă, era agasantă, era idiotă, era cretină și așa mai departe. Și ziceau de reclamă în sine, dar nu de prezența de produs. Și același lucru se întâmplă și prin remarketing. Deci, pentru mine personal, remarketingul aduce fix beneficiul ăsta, care este foarte, foarte mare. Și anume, poți să-ți nebunești, în ghilimele, faptul că și la propriu, vizitatorii, deci persoane care au fost la tine pe site și din moment ce au ajuns la tine pe site, au ajuns cu un scop, au dat click pe un banner, au dat click pe o reclamă AdWords, au venit din SEO, au venit dintr-o recomandare și așa mai departe. Deci cumva e atras la tine pe site
Și după aia renunț practic la ei. Nu, hai să le dau doar 5 afișe ca să nu-i sperii. Să-i sperii de ce? Eu nu cred că... Și gândește astfel, pentru că dacă tu ai... Ce opția asta este părerea mea, eu, noi așa facem. Dacă tu îi livrezi unei persoane de foarte, foarte multe ori bannerul respectiv, singura problemă este atunci când și-a găsit deja produsul din altă parte sau serviciul. Dar nu ai de unde să știi chestia asta. Deci, efectiv, nu ai cum să... Ai? Poți să fii de acord cu zi. Foarte, foarte, dar poți. M-am aflat și eu ieri, dar... Și poți, eu spun, dar încă nu-ți spunem. Am înțeles, dar era așa, deci încă nu-ți spunem. Nu-ți spunem ca să nu spui ce de aia. Am înțeles. Ok. Dar din câte știu, eu nu pot să aflu dacă X a cumpărat de la altă companie. Deci ăsta este singurul moment în care, într-adevăr, nu vrei să mai livrezi reclama. Dar în rest, nu cred că nu e bine să-i livrezi în continuu și să fii foarte agresiv. Mai am întrebări, guys. Deci... Da, acum am întrebări. Vreau să știu și eu. Da. Tot site-ul și mă enervez să mai intru pe site-ul, oricum intru pe tonul de site-uri. Ok. Și o să-ți aduci aminte pe ăla care te urmărești în continuu. Deci, foarte probabil că aș fi rămas cu ideea și aș fi cumpărat pe tăl. Mi-ar fi rămas foarte bine. Dacă ar fi fost pe servicii financiare, nu m-ar fi enervat atât de tare, mi-ar fi creat exact sentimentul invers. Cumva trebuie să le gândești pe toate, nu trebuie să fie în același timp. Ok. Ideea e că atunci când o să iei cu adevărat decizia, o să fii în stadiu foarte avansat de a lua decizia de cumpărare, pentru că, nu știu, pe travel s-ar putea să dureze o lună, două să te decizi de unde, în ce vacanță mergi sau de unde să-ți cumperi. Pe, nu știu, mașină, iarăși, durează foarte mult timp. E, atunci când ești foarte hotărât și da, mă, vreau să merg, m-am hotărât, merg în cifra anul ăsta, atunci o să te gândești, bă, unde, bă, pe care site? Și o să te gândești la apara două, trei site-uri care ți-au rămas în cap. Și ghici care sunt alea care te-au agasat. Și plus recurență la achiziție, da? Da. Iar n-ai cumpărat acum, dar poate peste 6 luni eu mi-aduc aminte de tine și iar te fugăresc un pic. Dar poate, doar la recunoră. Plus că, iarăși, percepția consumatorului asupra brandurilor sau companiilor care își fac remarketing foarte agresiv este că magazinele respective sunt mari, sunt foarte mari. Că ei o să zică, mamă, deci îi văd peste tot pe ăștia, deci ăștia investesc foarte mult în mult bani. Da, exact. Dar și chiar dacă noi înțelegem că mecanismul e diferit, noi nu discutăm despre cei 20.000 de oameni care știu despre mecanism. Discutăm despre cei 6 milioane, 5 milioane care habar n-au cum pot eu cu un banner să apar cu toate cu libertatea, cu când vreau eu, știi? Adică când intre ele acolo, evident. Dar eu am stat de vorbă cu CEO la o companie foarte, foarte mare și mi-a zis de tehnica asta și mi-a zis de concurentul lui care face asta și zicea că, bă, nu-mi dau seama cât bani poate să face ăștia. Ok, și revenind la întrebarea lui Ionuț, ținând cont că tool-urile astea care fac dynamic remarketing, de exemplu, care ți-a afișat produsele pe care, la care ți-ai uitat tu ultima dată sau pe care le-ai adăugat în coș și nu le-ai cumpărat și așa mai departe, au început să apară unul după altul și sunt deja din ce în ce mai multe. Și nu numai atât, Google și-a făcut propriul produs, care se cheamă dynamic remarketing, nu este încă... nu funcționează încă în România, dar dacă stăm și ne gândim, ei au decis să-și creeze și ei un produs, este clar că evoluția este like huge. Deci o să vedem, ne așteptăm ca în 2014 să vedem mai mult dynamic de marketing, mai complexe segmentări și targetări la nivel comportamental. Exact, și... dacă nu cel puțin o să fie din ce în ce mai multe întrebări de genul, băi, dar cum fac aia de văd produsele alea așa multe la care m-am uitat eu și așa mai departe. Dar sigur o să testeze din ce în ce mai mult. Iarăși sunt companii care aveau limite superioare foarte mari pentru a testa produsele. Și au apărut alte companii care nu au limite de genul acesta. Deci nu spuneți de remarketing pentru căutare. Vreau și despre remarketing pentru căutare. Sincer, mine nu a dat rezultate extraordinare ca să-l... Da, la nivel de teorie sună foarte mișto. La nivel de teorie, pentru mine sună foarte mișto. Persoana care îmi caută... Scuze, l-ai testat pe România? Sau? Da, pe România. Dar poate din cauza asta. Avem o întrebare acolo?
Credeți că o să se poată face liste de remarketing pe search din Analytics în 2014? Remarketing? Aș face cum, nu pe datele din organic. Deci să nu se supere jumătatea asta, mă întâlnește. Marketing din analitic, deci practic. Ei, lista să poți să excluzi niște calitativ. Să ai calitativ, să ai sectoric calitativ. Cred că asta ar fi răspunsul la întrebarea dacă produsul ăsta este cu adevărat bun, adică dacă chiar funcționează. Dacă vedem că avansează în direcția asta, înseamnă că... E un semnal că e... Da. Pentru mine, cel puțin am testat de câteva ori și chiar nu am văzut rezultate. Wow, deși auzisem și chiar mă gândisem la tot fel de strategii, că persoanele care se caută după brand, să spunem, și după aia caută produse care le oferi tu, ea, clar, sau nu știu, persoanele care au cumpărat de la tine, de fapt, care au cumpărat de la tine, știi că au cumpărat măcar o dată și după aia caută alte produse pe care le ai tu, clar, ar trebui să le citești mai mult și să fii tot timpul pe prima poziție. Dacă sunt niște secrete interesante. Dacă sunt secrete. Secrete, na, dar ce pot să răspund la întrebarea asta? De aia vorbim acum de 2014 și vorbim de ceea ce face Google, ce trebuie să facă Google. Facebook, vorbim de Google. LinkedIn, de Google. Da, de RLSA vorbeam. Da, vorbeam de RLSA. Bugetele sunt mult mai mari în remarketing pe GDN decât pe RLSA. Rezultatele nu sunt aceleași pe remarketing pe GDN față cele pe RLSA. Cred și sper, în același timp, că mai degrabă vor dezvolta de alegri marketing decât în RLSA pe calitativ în analitic. Cristi nu bagă bani pe RLSA? A, e, da, da. Bagă bani. Te rog să poți să treci și tu. Te rog, sigur, pe dar eu i-am dat, dar început așa, vă rog. Da, eu sunt chiar aici, da. Nu contează. Cristi zice, mai înainte de frequency capping, știu exact care e PPC-ul, mă gândesc că te referi la faptul că reclama apare în continuu și nu da, se termină până la intri sau... Limitarea pentru aceeași public, pentru aceeași persoană. Și spuneai că chiar dacă agasezi, practic, dai cu reclama de cap la client, asta nu afectează și branding-ul, și brand-ul într-un anumit. Deci tu ai zis că, ok, consideră, utilizatorul respectiv consideră că reclama în sine e enervantă, dar nu brand-ul. Eu cred că da. Da, și eu mă gândesc, eu vorbim SEO, fac o comparație cu SEO, să fac eventual, să un articol, să-l fac spinning de vreo 1000 de ori, îl public pe 1000 de bloguri și măcar am un exposure și un link, nu mă interesează că mă asociază lumea cu articolul respectiv. Și apoi te vădește pinguinul. Pe lângă asta. Dar din punct de vedere branding, nu știu, mă gândesc la utilizatorul care vine, vede un articol care nu are niciun sens și are eventual și numele meu sau un link către site-ul meu. Nu ar fi cam aceeași idee și cu reclama? Nu are diferență între un banner și un text. Da. Banner-ul e un banner și un brand și vorba de awareness, pur și simplu, la adresul lui Nau, că avem un supraștient brand-ul. Articolul trebuie să citești la online, ca să ne compare. Și în plus, pentru articol, adică banner-ul e o chestie mai random. Banner trebuie, nu știu, ai o șansă să apară un banner, ai o șansă să apară alt banner, se face tot timpul o licitație pentru lucrurile astea. Pe când articolul, dacă dai click pe el, știi pe ce dai click. Articolul caut banner-ul să apare. Da, plus că tu ai comparat niște bannere cu niște spin articles. De ce ai comparat cu spin articles? E un banner. Ok, nu spin articles. Articole de 200 de cuvinte, nu cred că o șoasă la fiecare. Tu presupui că bannerul e low quality, by default. Articolul de 200 de cuvinte e low quality, deci pui egal între un banner și un low quality content. De ce? Un banner nu trebuie să fie low quality. Nu faptul că e low quality, faptul că e enervant, e ceva de rău care asociezi brandul respectiv. Ok, hai să spun o altă întrebare. Dacă tu vezi bannerul cu Moz, de exemplu, hai că te-a urmărit de la nebunit. Pe mine m-a urmărit de, la un moment dat, mi se luase, inclus pe grup și am vedea numai SEO Moz. Era SEO Moz atunci, da? De ce compar cu un low quality something și nu compar cu aceeași poză cu gagică goală, care ți-e place? Iar am ajuns acolo. Păi e... Vorbim de SEO acum. E pe acolo. De ce să compar cu ceva nașpa? Ok, poate să fie aceeași ciorbă mâncată seara, la un moment dat se ia de ea, da?
Bun, dar peste ceva timp o să vrei iarăși. Păi poate nu vreau, poate e o reclamă, chiar nu mă interesează și apare... A bine, poți să dai X, poți să dai X, nu trebuie să te ești cu echipă, poți să dai X. Și altă chestie, poate să urmărești companiile, pentru că companiile din domeniul de afară, cum fac, dacă fac chestia asta, de exemplu Google face asta cu remarketing-ul. Deci o face și o face la greu. Și la prima impresie să spune ok, dar e Google, e Google, e spațiul lor și așa mai departe. Nu, Google pierde de fiecare dată când are o afișare, teoretic. Dar putea să afișeze pe altcineva și să ia click de acolo. Și Google a fost foarte, foarte agresiv cu remarketing-ul pe campania lor. Și la fel, Moz, la fel. Moz din nou. Toate tururile astea de remarketing, de dynamic remarketing. Din momentul în care intrai pe site și plecai, imediat ce intrai pe Facebook să vezi ceva, vedeai banner cu ei și spunea we are retargeting. Deci fix în secunda 2. Ce nu? Sau booking-ul. Și booking-ul așa. Și booking-ul și mail-ul. Adică mai avem mail. Mai avem o utilizare. Adică ei caută conținut. Că le apare acolo mail-ul, poate să apare și altul. Deci nu trebuie da, 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 da. Eu cred că supraexpunere, ca asta e supraexpunere, când vezi bannere de nu știu câte ori, consolidează părerea negativă sau pozitivă pe care o are deja utilizatorul despre care doar. Dacă te enervează cumva că ai nevoie filmul aia, în niciun caz nu mai vezi mai și de ei, dar avea o percepție minim pozitivă, o să fie ok în continuare. Riși să împarți publicul în două extreme, cei nu, care... Nu, mai împărțit. Nu, da, nu știu, de ce spune. Cât de voi ați văzut... foarte curând reclama de la Mercador, o reclamă de la Mercador. Video... Așa. Sau de, orice, orice reclamă. Reclamă. Sau, la metro. La metro. Da. Cam, ar trebui să fie cam același procent. Deci ei sunt foarte agresivi pe toate canalele. De ce fac chestia asta? De ce nu se gândesc, bă, dar stai că parcă nu vreau să fie mor pe ăștia, să le livrez în continuu de anunțuri și așa mai departe. Nu. Păi uite, ca exemplu, eu, de exemplu, am... nu știu ce am căutat exact, dar inițial știam de Mercador înainte să vă reclamă lor. Nu știam de Tocmai înainte să vă reclamă lor. Și reclamă Tocmai apărea aproape la orice vizualizare de YouTube. Și m-au enervat în așa de mult, încât automat, nu știu, poate subliminal, dar evit să intru pe Tocmai. E foarte bine că ai zis de YouTube, pentru că următoarea întrebare este exact despre asta. Considerați YouTube sau pentru companiile mici și medii, drept o alternativă la TV? Alex, o extensie a TV-ului YouTube pentru companiile mari, pentru companiile mici și medii, o alternativă la TV. Domnule, nu intru la TV cu 200 de euro pe spot, pe un GRP, intru la internet, pe YouTube, cu 200 de euro iau... Nu știu, 10.000 de afișeri, na, 10.000 de view sau Mocha, da, pe YouTube search. Exact. Sau Mocha, pe YouTube search. No, deci evident că e un... Da, cum e o scară de la search engine? Că nu, da mă, YouTube e al doilea search engine, uite avem și o completare de întrebare. Dai search acolo. Adică chiar putem vedere, complete, atât de mult mai investiți. Exact. Exact. Pentru mine e cum a
afectat. Dacă reclama respectivă e foarte enervantă și mă oprește, mă întrerupe din ce făceam până să văd reclama respectivă, o asociez negativ cu brandul respectiv, cum e reclama de la Tocmai, care de fiecare dată... Dar până de YouTube să mai pot să putere. Câte campanii de marketing ai văzut tu, de orice fel, care să atingă pe toți consumatorii și toți consumatorii să placă acest produs? E imposibil. Pe românește, nu poți să împaci pe toți. Am înțeles, că de asta și ziceam, prin chestia asta, oarecum faci o separare a audienței. Fie sunt cei care, vorba ta, se gândesc că uite câți bani investesc în chestia asta, pare ceva de calitate și așa mai departe. Bine, depinde și de cum te influențează banner-ul sau reclama. Și cei care asociază chestia asta cu chestia agasantă, negativă. Și ca să facem o concluzie, la YouTube Ads ai butonul de skip ad, iar Google Marketing, GDN, ai butonul de X. Ai butonul de X. Ai butonul de X, nu ai blog. Da, ai butonul de X. Eu acțiune, dar într-un de exemplu, un cap trebuie să dau skip ad. Are bucat. Ok. Are bucat. Revenind la YouTube, Alexandra. Revenind la YouTube, Alexandra. Eu am văzut câteva mesaje de marketing pe care mi-am considerat utile. Unu, mi-a plăcut când un magazin mi-a zis câte mai am un stoc, pentru că vreau să cumpăr ceva și stocul se termina. Asta mi s-a părut util. Doi, nu s-a plăcut marketing, adică vorbesc din propria experiență, ce mi s-a întâmplat. Doi, mesajul la mea să rupe ce? Mai e o zi până la urmă să rupe ce? Mi s-a părut util pentru că nu aveam prezentarea făcută. Adică se pot face, mi se pare că pe marketing contează foarte mult mesajul pe care îl aduci. Dacă de fiecare dată ai putea să vii cu ceva nou, ar fi grozav. Știu că nu e posibil, e foarte greu. Dar dacă din când în când îi amintești omului, mai e că mai sunt pe stoc, cred că ai putea, sau chiar să nu-i spune, dar poți să nici mai stoci pe stoc. Eu știu că, de fapt, nu mai sunt 11, dar... De unde ești? De fapt, să ajungă în zona de mesaj relevant pentru... Da, exact. Asta e idealul. Idealul e să-i ofer cui caută, cui vrea, cui are nevoie, exact de ce vrea, când vrea, exact în momentul respectiv. Asta e. Și în forma cea mai potrivită pentru el, asta nu încât e să... Ok. Și referitor la întrebarea cu... YouTube-ul, asta e o altă întrebare foarte bună, mă bucur că am revenit la ea. E clar că eu am o alternativă pentru companii mici și medii, că nu... Stai că întrebarea nu e chiar așa. Pentru un anumit buget, e costul ăla pe care îl plătește omul care are bugetul mai mic, știi? E taxa aia mai mare pe care o plătește atunci când ai bugetul mai mic, taxa la stat pe care o plătești mai mult pentru că ai bugetul mai mic, știi? Adică discountul primești la bugetul mai mare, știi? Și atunci întrebarea este o alternativă la TV? Este mai ieftin la nivel de user atins? La TV, tu deja ai câteva alternativă la TV. Păi, asta era întrebarea, dacă nu am zis eu bine. Eu am înțeles deci, invers. Considerați YouTube. Poate. Pentru companiile mici și medii de o alternativă la TV? Da. E întrebare yes, no. N-are de ce, nu are de ce, e yes, no. Eu cred că e în primul rând depinde de target. Asta e prima chestie. Adică okay. Dacă deci, ai un target... Mă așteptam la răspunsul ăsta din partea voastră. Dacă ai un target care reprezintă, nu știu, 90% femeile casnice 50 plus cu venituri medii okay. Și cu educație medie, s-ar putea ca... 85% din alea 95% să nu mai aibă acces la internet sau să nu îl fiu utilizat. Nu, da, e bine, dar nu. În funcție de vârstă și sex, mă targetam, eu în funcție de vârstă și sex și poți alege la... Plus de asta am un contraexemplu vis-a-vis de situația asta, îmi pare rău, dar chiar am. De exemplu, cineva spunea, domne, eu intru pe Taraf TV cu o campanie. Și am zis, ok, dar când ai avut cel mai înalt moment în care ai intrat pe Taraf TV și a fost cel mai bine pentru tine? Am spus, păi a fost nu știu ce formație. Și alt exemplu de o formație care a cântat la Taraf TV. Și am zis, ok, eu cred că
oamenii care intră să uită la TV, la Taraf TV, pe, la formația respectivă, o să uite într-un fel sau altul, cei mai educați care folosesc internetul, care sunt pe internet, da? O să uite și la videoclipul din YouTube pentru formația respectivă, pentru că le place. Și atunci, ce ar fi ca tu să fii și acolo, pe TV, pe Taraf TV, unde vrei tu, nu mainstream media, și ești lateral, așa e și pe, pe YouTube, exact pe videourile care sunt cu Taraf TV. Și e video on demand, adică tu vrei să vezi video-ul ăla, deci ești mai predispus să fii mai potrivit decât că mi-a plăcut pentru că s-a întâmplat. Și așa vrea. Și, și mai aproape de brandul respectiv care vrea să apară la Taraf, adică... Deci se poate orice target, într-un fel sau, dar înțeleg că are sens, are sens. Mai aveți ceva de comentat vis-a-vis de YouTube? De faptul că o să crească mult și YouTube-ul anul ăsta. Ok, câți dintre voi aveți campanii de YouTube active în momentul ăsta? Câți o să aveți începând de mâine? Ok, care sunt, câți dintre voi aveți magazine online sau lucrați pentru magazine online sau aveți legătură cu magazine online? Perfect. Următoarea întrebare este, care sunt trei sfaturi pe care le-ați da deținătorilor de magazine online pentru 2014? Tătătătătăc și SEO și PPC. Și usability, nu? Social media, ceva? Aduc pe cineva aici. O să... o să avem o ediție lumea seama pe PC despre usability. Vă rog chiar să vă uitați peste ediții și să comentați dacă vi se par subiectele interesante sau nu. Suntem mai mult decât deschis să le schimbăm, pentru că evenimentul despre voi, nu despre noi. Și atunci noi cum, na, nu putem să generăm tot timpul idei extraordinare. Nu tot timpul, avem o abatere acolo. Vă așteptăm la voi să ne ajutați să ne îmbunătățim. Deci, trei sfaturi v-am lăsat, v-am dat știți. Ediția de calendar, de am publicat calendarul, nu are comentarii, dar avem o temă de mobil. Și cineva a intrat de pe mobil și comentarul de mobil are comentarii. Și a lăsat un comentariu și mi-a apărut listă comentarii să-l moderez. Și eu nu puteam să-i răspund, că eu nu pot să las comentarii, vreau să intre de mobil, nu-l vedea mine. Nici el nu-l vedea decât dacă intră de mobil. Ok, haideți guys, un minut fiecare, trei sfaturi cu care să plecați acasă, pe care să le duceți mai departe, fie să le aplicați voi, fie să le dați mai departe. Trei sfaturi. Orice campanie de promovare pe AdWords ar trebui să aibă minim de marketing și fără frică, bine, după părerea mea. Deci orice campanie ar trebui să aibă și remarketing. Dacă nu ai remarketing, mi se pare că e esențial. Doi, o chestie pe care am observat-o în ultima vreme este că companiile sunt din ce în ce mai deschise la a testa și asta este a doua chestie pe care o sugerez. Testați din ce în ce, testați mai multe produse de la Google, ok, testați remarketing for search, vedeți dacă merge, testați YouTube, testați mobile și așa mai departe. DSA-ul, iarăși, funcționează pe unele campanii la care se poate bine și pe altele deloc. Deci, da. Și trei... Hai că mă mai gândesc la alte. Ok. Bun, sfaturi. E un pic greu să dai sfaturi legate de campanie, nu prea aș vrea să dau sfaturi, adică facem noi diverse lucruri pe campanie. N-aș vrea să fac singur campania, asta ar fi primul sfat, să nu vă faceți singur campania, da? Decât dacă petreceți foarte mult timp să vă educați astfel încât să faceți campaniile bine. Sau să investiți timpul ăla în creșterea business-ului. Dar mă rog, intrăm într-o altă discuție, da? Da. Da, ok. Prefer mai degrabă să dorm niște să știu că nu le-am lăsat ideea de a încerca singur să-și pierdă banii ca după aceea să apar ca, mă rog, erou de la Termopile să-i salvez banii după aia. Nu, mai degrabă să salvez de la început banii, să zice, teoretic. Bun. Primul sfat ar fi de analiză. Analizează-ți anul trecut, vezi unde ai avut picurile. Ai grijă la stocuri, de exemplu, vine iarna, da? Când vine iarna și ești un site de anvelope, când a dat prima ninsoare, păi să ai, frate, stocurile alea de anvelope acolo, să stea site-ul bine, să nu spice site-ul, să ai pregătiți bani pentru campania AdWords, pentru un trafic de 10-20 de ori mai mare.
pregătește-te serios pentru picurile respective, pentru că atunci poți să vinzi foarte, foarte mult. Nu mă refer doar la Black Friday, mă refer la picurile sezoniere de produse. Sunt anumite momente când noi românii căutăm fix atunci când dă zăpada, căutăm lopeți de zăpadă, căutăm freze, căutăm anvelope de iarnă și așa mai departe. Fii pregătit. Da? Asta ar fi o idee. O altă idee ar fi legată de usability, care se pare foarte importantă, mai ales ceea ce se întâmplă în coș. Simplificați foarte mult procesul de finalizare de comandă, încercați comandă cu un click, încercați comandă fără creare de cont și mai apoi, eventual prin remarketing, mulțumindu-i că a cumpărat de pe site-ul vostru, fără să se înscrie, fără să-și facă un cont, îi mulțumiți și spuneți-le că le oferiți 5% reducere la următoarea comandă dacă își lasă și adresa de mail sau își face un cont pe site-ul vostru după ce a cumpărat. Poate am o experiență foarte plăcută și atunci cu siguranță își va face cont. Ăsta ar fi al doilea sfat. Iar al treilea sfat, na, e destul de complicat. Eu aș spune mai degrabă mix de canal. Încercați un mix de canal, încercați mesaje diferite pentru fiecare canal. Aveți search, aveți GDN, aveți Facebook, aveți LinkedIn, da? Aveți poate chiar și Twitter, sperăm că puteți să facem și pe Twitter, mesaje specifice pentru fiecare canal specific. Da? Există multe opțiuni de targetare, încercați să mulați mesajul cât mai bine în funcție de unde e utilizatorul vostru. Puteți face remarketing doar pe anumite site-uri, da? Să limitați audiența doar pentru 5 site-uri. Audiența care intră la voi pe site și este pe site-urile de Cancan, da? Cancan.ro, Libertatea. Puteți să dați un mesaj mai colorat acolo, pe site-urile de business un mesaj mai pragmatic, da? Pe site de, nu știu, Leisure, un mesaj mai jucăuș și așa mai departe. Da? Încercați să mulați mesajul pe canale. Aveți posibilitatea asta. Este foarte, foarte trackable, ca să folosesc un cuvânt românesc, internetul și nu sunt foarte mulți cei care se folosesc de lucrul acesta. Încercați să fiți cu un pas mai în față, mai în fața competiției. Da. Mulțumim mult. Al treilea. Păi stai că mai am doi oameni aici, da. Trei fiecare. E foarte important să măsurați doar macroconversiile, doar vânzările, ci și microconversiile. Și am observat eu, în special la magazinele mici, pre-medii, chiar și la medii, ele nu au din start foarte multe vânzări. Spunem că un magazin mediu ar avea 500 de vânzări totul lunare. Și 500 de vânzări lunare e un caz un caz decent. Dintr-o campanie AdWords, să spunem, vin 200 de vânzări în fiecare lună. Dacă ai un cont AdWords foarte bine structurat, asta înseamnă că o să ai, nu știu, să spunem 5-10 campanii, fiecare campanie mai are câte 5-10 grupuri și așa mai departe. Practic o să începi să ai câte 2-3-5-10 conversii, vânzări, din fiecare grup de cuvinte cheie sau eventual pe cuvinte cheie, într-o lună întreagă. Sunt prea puține date pentru a lua decizii importante. De aceea noi am început să testăm și să măsurăm foarte mult microconversiile. Ne uităm și la câte persoane și-au făcut cont, de exemplu, pe site-ul respectiv, câte persoane s-au abonat la newsletter sau câte persoane au petrecut mai mult timp pe site decât celelalte și așa mai departe. Și practic la sfârșit o să ai mai mult decât vânzările, decât macroconversiile. Pe partea de SEO, ar fi două lucruri pe care le puteți controla foarte bine, conținutul de pe site și ce plasați pe alte site-uri, însă aș vrea să vorbesc despre ceva ce nu am atins în prezentare, pentru că e mai off-topic. E vorba de schimbările de display pe care le va face Google, în care o să fiți practic cu mâinile legate. Dacă Google va decide să ofere răspunsul search-ului direct din conversational search sau așa, practic veți pierde 20-30% din trafic, adică acolo chiar nu mai aveți ce face. De aceea încercați acum să ajungeți la users, să ajungeți la user, că Google încă nu face schimbările de display în România și
să creați familiaritate cu userul, așa în fel încât să fiți top of mind oricând. De exemplu, simbolurile astea de display, o să dau un exemplu ca să înțelegeți mai ușor. Dacă am un website care are informații despre vreme și acum mă interesează dacă pot să vin la să plece sau nu și scriu care e vremea în București și Google îmi spune direct care e vremea în București, nu mai are nimeni nevoie să mai intre pe site-ul meu. Și schimbarea asta nu o poți controla, e pur și simplu un trend pe care o direcție pe care Google o ia și prin care foarte mult trafic va fi pierdut de către magazine, de către site. Pe partea pe care o puteți controla e, așa cum am zis, legată de conținut, legată de investirea în alte formaturi de conținut, video, imagini, date și promovarea lor acolo unde trebuie. Adică, nu, și diversificarea tacticilor folosite, pentru că dacă vă puneți toate ouăle într-un singur coș și nu funcționează, mulțumim mult! Ok, o să vorbesc numai despre SEO și un pic de development, că sunt și developer și da. Chiar voiam, adică de unul de SEO și două de developer. Sau două de SEO, unul de developer. Să vedem ce este. Da. Unul la mână, SEO-wise. Atenție mare la navigația fațetată. Am văzut foarte multe exemple de navigație fațetată implementată al dracu de prost. Așa că ajung cu foarte mult duplicate content on-site și chiar vorbeam de Panda mai devreme la prezentare. Canonicalizați bine navigația, nu indexați toate tâmpenile de filtre posibile, lăsați-le prin Ajax dacă se poate, puneți nou index și follow pe ele. Acolo a avut foarte mare grijă ce se indexează și ce nu se indexează și cum e canonicalizat, cum e direcționat din jos. Asta de SEO. De development e pentru cei care vor să-și facă. Asta a fost de SEO, știi, mă gândeam că e... Mulțumesc mult, George, da, a fost dat. E o combinație între SEO și development. Da, de foarte multe ori când vine vorba de navigație fațetată, un developer o să facă prost din punere SEO, un SEO o să facă prost din punere development. Deci trebuie să iei, să-i pui la aceeași cameră pe amândoi, după vreo două ore care se face, se înjură, o să iasă la o țigară și o să iasă totul bine. Cam aia ideea. De development, asta e pentru cei care vor să-și dezvolte un magazin. Alegeți ce SEO potrivit. Aveți 20 de produse, nu puneți Magento, că n-are niciun rost, n-are niciun Dumnezeu și oricum mănâncă multe resurse ca dobitocul. Aveți o serie de produse, puneți Magento, nu încercați Presta, așa că la peste 20.000 produse, crapă. Și al treilea, mergeți la Ionuț, ca să vă dați seama cum e cu PPG-ul și apoi să vă dați seama că... Sau la Cristi. Nu, mai, e trimit la tine. Am înțeles. E trimit la tine, că mai marketing ca hater, nu de altă. Și după aia, eventual, mai mergeți și la Cristi ca să vedeți ce și cum, care e mai bune. Mai ales că ăștia zic că voi vă dați 20% dacă nu da. E mai bine, nu? Deci mergeți la Ionuț înainte și mai mergeți la Cristi ca să vă dați 20% dacă mai bine. Mersi. Mersi mult de tot. Când aplaudăm. Acum. Păi cea mai bună întrebare a fost a ta, Pan. Că ia singur, sticla, beau. Nu. O să lua Perghis, nu are ce. Ce? Bine, ok, lua Perghis, să duce în găzutinul. Mihai. Bine. Adevărul e că ai fost cel mai activ second. Și adevărat ce? De obicei. Am fost mai activ, da. Ok, vă mulțumesc încă o dată că v-ați răpit din timp și ați reușit să ajungeți la eveniment. Vă aștept și la 89-a ediție și a 99-a ediție și a 109-a ediție și tot așa. Mulțumim partenerilor noștri, Embrace, iQuest, Traffic.ro, Comunicare de Presă, Web Digital, Două Parare, SEO Monitor, Orașul Meu, Start.up, Găzduire.ro, EGR Media, Vinescu.ro și Impact Hub București. Și vă mulțumesc invitaților, mai mult decât mă bucur că ați reușit să veniți o vreme de genul ăsta. Și mulțumesc și colegilor mei, Andreea, Olivian și tuturor care au făcut acest... Și Andreea și Olivian. Bine.